I a avut ceva, nota 4 la treaptă, n-a reușit să treacă treapta la liceu, înțelegi? Nu. Și ei spun ăștia de la inspectoratul școlar Vâlcea, pe, uite, 3 decembrie 2020, nu de la inspectorat, am zis de la inspectorat? Da. Am greșit, nu, de la ziar, Aha. ziarul de Vâlcea, da? Oamenii spun, zice, că a luat 4, aș fost nevoit să studieze la școala profesională, că n-a reușit nici la... Trapta a doua. Nici la spate. La trapta a doua, la pat da. Unde se mai da. Și zice că ei spun cum că directorul liceului în acea perioadă, profesorul Ion Urea, l-a mutat din pix pe tânărul câțul la liceu, zice. Acum să spun ceva. Eu am fost profesor la Râmnicu Vâlcea. La liceul respectiv. Nu la liceul respectiv. În Vâlcea. Și știi în bine. În Vâlcea. Uh -huh. În perioada aia. Uh -huh. Păi domnul Ion Urea, dacă e adevărat ce spun băieții ăștia de aici, de la ziarul lor, uh -huh. de acolo, ziarul de Vâlcea. Da. Păi domnul Ion Urea, dragă Marius, știi ce era el pe vremea aia? Mm. Era inspector general. El nu era... Păi și l-a trecut din pix ascultă, de la profesională, te rog. Băi, el nu era un biet director <laughs> Bă, dacă... și nu, nu prea puteai să te duci la inspectorul general pe vremea aia să-i spui, bă, știi, am și eu un copil așa mai... mai năcăjit, a luat patru la treaptă, nu vrei tu să-l muți din pix? Nu mergea așa mai. Știi cine era inspector general pe vremea lui că într-un județ? Nea cu cine? Păi trebuia să fii... A. Să fii mare de tot. Ca să... Ca să... Deci tu zici că de atunci? Nu știu nimic. Eu pe nu știu poate nimic. că care a, citit... a luat pădurea. Nu, că, ci că erau oameni sărmani. A. Hmm. Păi și pădurile? Deci, prietene, nu știu. A. Deci eu spun ce zice ziarul de Vâlcea, da? Și după asta cu patru, ci că, bă, a ajuns, a terminat el pe acolo. Ăștia spun aici gurile rele, ci că n-ar fi reușit el la ASE, ci că ar fi dat de vreo două ori și n-a reușit. Și pe urmă, ghici, unde a ajuns micuțul? Mm -hmm. La Iowa State University. Aoleu, să facem o scurtă pauză. Uite, apropo, pentru că ziariștii au întrebat despre aspectul ăsta despre care vorbeai tu, și zice Vulceanu lui Florin Cățu, 47 de ani, ministru liberal al finanțelor, nu i-a prea plăcut cartea în adolescență. Imediat. Uh, uh -huh. uh, uh, Cățu a obținut în anul 1988 la examenul de treaptă la liceul Energetic din Unică Vâlcean, nota 4, și a fost nevoit să studieze la școala profesională, până aici. În acest moment au fost puse în funcțiune relațiile familiei Câțu, deci nu erau oricine Marius, familie, eu -am spus. și directorul lui în acea perioadă l-a mutat din pix pe tânărul Câțu la da, liceu. Da, ce nu spune ziarul ăsta de Vulcea, apropo de profesorul Ion Urea, ți-am spus eu acum. Uh -huh. Inspector general Marius Am înțeles. Sub directorul colegiului, fii atent aici, energetic din rând cu Vulcea, Mihai Simion refuză să răspundă la solicitarea ziarului de Vulcea Hai să facem și noi o segi... facem mâine la Marius Tucășou. adresată, formulată în baza legii 544 pe 2001, cu privire la informații despre fostul elev al liceului Florin Cățu, actual ministru de finanțe și, potrivit ultimilor informații, viitorul primir la României. având în vedere funcția de înaltă demnitate publică a fostului elev al Colegiului Energetic promoția 90, interesul public și jurnalistic în legătură cu dosarul de elev al lui Florin Cățu este firesc, legitim și legal. Băi, frate, stai un pic. Cum adică? Ăsta o să fie prim-ministru România și ea nu dau dosarul de la școala profesională? Nu ai văzut. Incredibil, pe o să dea. Așadar, nu înțelegem reticența preotului Simion, e și preot ăsta, directorului actual al colegiului, directorul actual al colegiului uh, actual al Colegiul energetic. Băi, ăsta nu pune în aplicare legea. Eu ce a, spun, pe surse am aflat că Simeon, preotul părinte, a. să străiască familia, le a familia de un pic de satana Vezi, și răspunde conform legii. Iar ajunge la inspectorul general. Stai așa, așadar nu înțelegem reticența preotului Simion, nu știu ce. Pe surse am aflat că Simeon... Măi, dar ciuma roșie ăștia ce fac? Păi... N-ar putea și ei să facă o nu, cerere? Sunt nu, sunt luzări. Mai... Pe surse am aflat că Simeon a primit directiva clară de la liberala Mihaela Andreianu. Șefa Inspectoratului Școlar Vâlcea în sensul securizării dosarului de eleva lui Cățu.